Angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI participă în perioada 11-16 iunie 2019 în exercițiul de amploare EU Modex BG, desfășurat în apropiere de orașul Montana, Bulgaria. Peste 50 de salvatori și pompieri din diverse echipe de intervenții vor acționa într-un exercițiu de teren care va dura 36 de ore continuu. Iar misiunea lor este să intervină în toate situațiile tactice simulate de lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Echipa salvatorilor moldoveni a fost încurajată de șeful IGSU general, major Mihail Harabagiu, care a îndemnat ofițerii să facă față situațiilor dificile și să se implice în misiunile exercițiului. Oficialul a menționat faptul că astfel de aplicații testează nivelul de pregătire a celor care intervin și oferă posibilitatea de a acționa încrezător în situații reale. Potrivit scenariului, echipa Republicii Moldova va interveni ca suport pentru lichidarea situațiilor de risc în urma unui cutremur care a avut loc în Bulgaria. Salvatorii vor acționa în diverse situații pentru salvare, evacuare, deblocare și descarcerare. Echipa Republicii Moldova este una autonomă și odată cu implicarea în exercițiu se va desfășura într-o tabără de câmp. Iar acțiunile angajaților vor fi apropiate condițiilor reale de realizare a misiunilor în teren. Salvatorii sunt însoțiți de echipe cinologice cu câini care vor efectua operațiuni de căutare și salvare. Pe lângă cei peste 50 de angajați IGSU la misiune, sunt îndreptate 11 unități de tehnică necesare pentru intervenții. Scopul exercițiului EU Modex BG este de a testa capacităților țărilor implicate în acordarea asistenței conform mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. La aplicații vor participa echipe din România, Grecia, Bulgaria, dar și Republica Moldova.